Soluțul tuliei! Dar nu te văd, trebuie cumva zoom de făcut. Fă zoom! Hai că fac, fac. Dar mai mult nu pot să fac. Jesse, acolo cineva te așteaptă afară. Haidem. Colea, salut! Puli, salut, ce faci tu? Hei, salut, Zundulie, azi am ochelari noi. Am observat că vocea mea e diferită. Eu nu știu de ce, dar nu vocea mea e diferită? Nu. Nu? Tot așa. Da, tot așa. Eu nu știu, ceva e poate cu microfonul meu. Sau eu știu care e cauza. Eu mă sculam la ora 2 și începem deodată să filmez. Și de asta poate vocea mea era groasă. Colea, vocea mea s-a schimbat? Da? Adică e mai groasă sau ce? Da. Sau poate chiar e groasă. Ia că cine vrea să te vadă? Ștefan vrea să te vadă. Ștefan, noroc. Noroc. Ștefan, cum nu e cu ochelarii ăștia? Pricolă. Hei, da. Eu de obicei nu port ochelari. Nu-mi place să port ochelari pentru că nu prea îmi stă. Hei, fața mea. Da, e un pahar de chipsuri. Un pahar de chipsuri? Nu, un pachet. Da, du-și de acolo. Mulțumesc. Colea, azi eu vreau să umblu cu ochelarii ăștia. Nu-ți super? Mă, super. Și ai făcut o poză? Da. Wow! Ești fotograf? Da, uite în realitate. Colea, m-am răzgândit. Poți să-ți iei ochelarii. Mulți. Super. Top secret. Hai că așa arată. Wow! Pa, baby! Hai, Ștefan, pa! Ca. Succes la mare acolo. Să ai grijă să nu te ieși. Bun? Bun. Măculiță! Măcușorul, ce faci, măcușor? Ei, frumoasă. Papa, noi plecăm. Azi plecăm la Dacia cu familia și acolo eu cu Colea să filmez ceva cu drona. Acolo este un iaz, Colea să sară în iaz și să scalde și eu să încerc cu drona să filmez ceva interesant. Și poate să mă scald și eu. Sănătate. Măculețe, cum ți-ai căsuța asta? Asta e căsuța lui Jesse. Jesse. Ne ducem la iaz, Colea, ești gata să filmăm ceva azi? Logic. Eu tot m-am îmbrăcat pentru așa ceva, da. Uite. Salut, Katia! Azi trebuie să fie interesant. Lui Jesse e cald. Lui Jesse îi place să uite pe geam. Da, Jesse? Salut! Mulțumesc, Colea. Jesse! Deja aer curat. Noi am ajuns la Dacia. Uitați-vă ce frumos aici. Eu am uitat cablu pentru telecomandă, ca să unesc telecomanda cu iPad-ul. Pentru că prin cablu ăsta, Lightning, așa se numește, unești telecomanda cu iPad-ul și când drona zboară sus, atunci poți să vezi ce se întâmplă sus. Dar fără cablu și ăla, eu n-a să văd ce se întâmplă sus. Și asta e foarte rău. Asta e fără dronă. Da. Da, mare profesional, mai sunt eu. Eu sunt ca un câine. Colea lucrează. Jesse, îți place? Jesse. Am venit aici lângă viceu ca să nu mă deranjez nimeni. Ori și nu poți să mă deranjez aici. Am o veste bună. Vine Radu cu cablu Lightning pentru telecomandă și dronă și azi să filmăm azi ceva cu drona. Radu mai vine și cu două sticle de cola. Radu, mulțumesc mult! Jesse! E frumoasă meu! Te iubesc! Băieți au venit să lucreze, fetele mănâncă. Da, da! Ia ca așa! Oh, dar ce e asta? Oh, wasabi! Jesse! Hey! A sacrifice of praise. Ascultăm muzica. Katia! Ce faci? Îl așteptăm pe Radu să vină cu cablul acela. Jesse! Discoteca!
Коля are glume bune. Oh my god, ce picioare frumoase ai. Verzi, tu ești Hulk. Unde-i muzica, Elie? Uite, Katia, zici ceva la cameră. We speak English very good, we professionals, we go swimming now with this drone, waiting for Radu to come. Cum dispoziția? Super! Aici sunt roșii. Îl aștept pe Radu cum nu l-am așteptat niciodată în viața mea. Avem acolo un iaz și vin foarte puțini oameni și asta este bine. Astăzi nu e așa de cald cum a fost ieri. Eu azi a să vă dau vouă o colă. Meritați o colă. Când avem 14 ani, eu făceam și ei și fac fetele din spatele meu. Avem grijă de roșii. Când ele erau așa mici, eu le udam, le creștem și vara aceea s-au strâns undeva 500 de kilograme de roșii. Și roșiile erau de astea mari, frumoase, rozve. Când aveam 14 ani, n-avem și faci vară și vrem vara foarte tare să fac bani. Și era o familie pe care eu o cunoșteam și avea o grădină plină cu roșii, flori. Și am zis că poate eu să lucrez la voi vara asta. Și eu spus că ok. Și am lucrat toată vara la dânsii. Am avut grijă de flori, de roșii, de iarbă o tăiam, o udam. Și așa mi-am făcut banii, la 14 ani. Și primăvara așa veneau niște americani, noi îndușeam prin tabere și mă luau pe mine ca traducător și pe săptămână undeva facem cu americanii $150. Mă duc cu Colea până în deal. Jesse! Jesse! Colea, îți place ochelarii ăștia? Da, așa zic, cum o să primi ochelari care eu îi port. Ia uite la mine, ți-i dăruiesc. Ei, da. Da. La policoada e ridicată la fond și e merge și așa zici că, nea, uite-te. Am o veste bună, Radu e în drum și acum și eu cu Colea mă scald, dar mai întâi să filmez ceva cu drona. Și bucurosă. Wow! Ia ca unde tu ai venit. Aha. Wow! Fantastic! Știu că spune latră, dar îmi place să spun hamăie. Sunt un pic mai hazliu. Hamăie. Și hamăie, băi! Ia ca veni taxiul. Forsaj! Ia uitați-vă și colba acolo în spate. Radu, noroc, Radu! Domnule, domnul împărat, Radu, mulțumesc, deușiși, tu ai salvat viața mea. E normal. Cineva m-a întrebat, Radu, mai prietenești cu Ilie și... No, noi suntem dușmani. Da, noi întâi de unde am prietenit și faptul că el nu apare în vlogurile mele, asta nu înseamnă că da, ceva s-a întâmplat. Nu îți gândești dacă nu apar în... Cablu. Cablu. Cablu, cablu, cablu. L-am uitat acasă. Aha, cablu. Colea, dă să-l ating, Colea. Da, acasă la rung? Nu! Dă să-l ating. Ia că tare cablă. Ihu, cablă, mult trebuie să spunem melodia așa. We are champion. Da, el e ceva. Are display. Are un fel de. Nu are un fel de aici. Vezi că eu stau în soare, cum se vede. Yes. Gata. Check it on the map. Noi am filmat cu drona, acum mă duc cu Colea să notăm în iaz. Nu știi, hai băieți! Deschide ușa, stăpâne, cu cheia ta fermecată. Trebuie să deschidem poarta mai întâi. Suntem blocați aici. Am un pui de soarele! Yay, s-o gospodarul a venit, gospodarul a deschis. Și sunt gimp, stai la cap. Acolo este cineva, așa-i? Poile, mergi cu noi? El nu s-a sperit de pe aici, parcă e o umbră. Ea că ăsta a pus de soare. De obicei ăștia nu-i nimeni. Azi sunt vreo 7. Băieți, dar ăștia crengile astea au crescut cu gimp. Oh my god. Aici este tot ce vrei. Șcăpuși găsești pe aici, ștreabă mare găsești, și muști, și albini, și țânțari, tot ce vrei. Ce a pus de soare frumos în spatele meu. Am păstrat un secret foarte mare de voi. Eu am avut o casă. De fapt, și am o casă și vreau să vă arăt casa mea. Asta este casa mea. Colea, hai! Am glumit, asta nu-i casa mea. Adică voi v-ați dat seama că-i glumă. Ia că acolo! Am ajuns la destinație! O, și aici nu-i nimeni! Uitați-vă cum o stricat. Da, foarte rău. Ia că aici noi să ne scaldăm. Blin, proști eu format aici. Așa e? Eu mă pun să filmez și în același timp să filmez cum soarele pune. Asta e tare super și tare frumos.
Noi acum vrem să aterizăm drona asta. Hello, sunt Ilie și astăzi facem un episod foarte interesant. Cole, hai, gata? Da. Stai, dar nu ce acolo. Asta a fost tare. Ia uite, dă lec. Uitați-vă câți gândași așa s-au pălit de dronă. Wow. Colea, cum da. Apa? Fantastic. Da? Prost. Radu, nu vrei să te calzi? Nu. Acum este oara 9, ia uitați-vă. E aproape oara 9, fără 6-9. Mă duc și eu să mă scald. Uitați-vă și părăm eu. Trebuie să mă frezez asta. Parcă-s Poli. Poli din spatele meu. Deci mă duc eu cu Colea sară aici în apă. Unu și încă, doi, dar nu mini, tu o leacă. Am înțeles, am înțeles. Un, doi, trei. Oh my god! Da și de clar. Ce super! Da. Apa a fost caldă, apa e caldă, hai să te rim, Colea, hai. Da, hai. Unu, doi, trei. Wow! Wow, ce super! Eu sunt în apă cu camera mea, te duci în jos. Un vlog în apă. Ia așa că... camera asta e mare, n-aveți idei. Camera asta e mare, voi n-aveți idei și de mare e. Și eu filmez cu dânsa la apă. Colea, Radu, ea filmează. Mă, dacă mă apuc un crișel. Pe camera! Nu, nu. Da, să mă duc mai departe. Spate. Eli, da, camera asta nu-și dură să bat. Ia, mă, pus-o de-abă. Colea, dă-te! Mă, dă-te, dă-te! Hei, salut, soțilie! Un vlog în iad! Da! A fost super. Ne ducem acasă. Ați luat piloții mei. Oh! Așa, am notat. Acum ne ducem acasă. Nu se prindește. Și după asta plecăm la un film. Eu, Radu și Colea. A fost super vlogul ăsta în apă. Asta a fost ceva. Așa e? În premieră. În premieră. În premieră doar la Elias Vlogs. Dumneavoastră puteți să priviți ceva din apă. M-am pălit așa de un lemn. Cum e de timp, bă, da? Parcă sunt americane. Îți mai ales că stau. Și așa, Jesse. Ai dormit, Jesse? E, gustoasă mâna mea, da? Am scaldat în iaz. Ele de să... Noi am ajuns acasă, ne ducem rip de la film, că avem încă 15 minute. Noi am venit, filmul a fost foarte interesant. Sper că v-a plăcut vlogul de astăzi. Cu voi a fost Ilie, Colea, Măculițe, Papa. Papa.